Îmi place întrebarea Iulianei Tudor, de ce și cum de mă cheamă pe mine Florin Piersic. Vă spun chiar în câteva cuvinte, adică nu chiar în câteva cuvinte, în orice caz scurt. Eram proaspăt venit la București când am dat examen la Institutul de Arte Cinematografică. Doamna Negreanu, doamna Sadova, marele George Vraca mi-au pus, când am intrat la examen, prima întrebare a fost: de ce te cheamă și Florin și Piersic? Și atunci am răspuns așa: Piersic e un nume din Bucovina, unde Ștefan cel Mare a pus tuturor celor pe care îi conducea, îi iubea și îi avea sub aripa lui ocrotitoare, le-a pus nume de flori, de animale, de... Am 1000 de exemple. Ei, în comuna Corlata, județul Suceava, erau piersicanii, deci familia Piersic. Mulți piersici, din care mulți nu mai sunt, dar sunt fericit, repet, sunt fericit că am făcut parte din această familie. Iar în legătură cu numele meu, Florin, când trebuia să viu pe lume, cu 2-3 zile înainte, sora mea, Lucica, a venit la mama mea, avea 7 ani și a spus: mama, am visat că am un frățior și îl cheamă Florinel. Dar de unde ai auzit tu numele ăsta? A spus mama și a spus la grădiniță. A doua zi, a treia zi, mă rog, pe 27 ianuarie, am venit eu pe lume. Și atunci eram și băiat și atunci au pus într-o căciuliță 4 hârtiuțe. Tata vroia Ion, spunând că e cel mai frumos nume românesc, mama vroia Călin, că îl iubea pe Eminescu, fata noastră care ne îngrijea în casă, avea un iubit cu care se împingea la poartă, îl chema Costică, și Lucica, sora mea, a scris Florinel. Și au pus-o să tragă unul din aceste bilete. Ea băga mânuța în căciuliță, când a scos a fost Florin. De asta mă cheamă pe mine astăzi și o să mă cheme și pe mine și pe băiatul meu care mă urmează, Florin Piersic. Asta am avut de spus. Și vă dau și un sfat cu ocazia asta. Și Iulianei, dar mai ales tuturor celor pe care ea îi iubește și pe care îi conduce în toate emisiunile ei, un nume frumos e numele românesc. Așa că noi, fiind români, eu vă învăț și chiar vă rog să puneți nume românești copiilor voștri. Cu asta am terminat. Vă mulțumesc!